Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Dani. Nu vă mirați că suntem într-o bibliotecă. Deseori trebuie să facem apel la cărți pentru că de acolo ne îmbogățim cunoștințele. Dar și să stăm de vorbă cu oameni pricepuți care s-au școlit ani de zile, au o experiență bogată și ne prezintă proiecte interesante pentru grădinile noastre. L-am alături de mine pe domnul Marian Miu Trandafir, este inginer peisagist. Nu știu ce cu denumirea asta. Ați făcut horticultură și în cadrul horticulturii da. Sunt și niște cursuri speciale? Da, eu sunt horticultor, inginer horticol, dar în cursul vremii, fiind necesar și ocupându-mă de punerea în peisaj a plantelor, am încercat să fac și această peisagistică. Au fost și cursuri, au fost și foarte multe cărți citite, iar experiența o capeți din teren. Acolo este cea mai mare experiență care vine step by step, pas cu pas, în momentul în care pui, îți dai seama dacă ai făcut o greșeală sau nu. V-am pus această întrebare cu răspuns cunoscut pentru mine, dar pentru telespectatori e important să afle că trebuie să deții multe cunoștințe din diverse domenii pentru a îți aranja o grădină care să-ți placă și nu numai de a o aranja pentru început, ci și pentru a o întreține mai departe. Și de aceea eu sunt foarte bucuroasă că domnul Marian Miu Trandafir este alături de noi să învățăm împreună cum să ne proiectăm o grădină. Ce am pregătit pentru astăzi? Adică, mai bine zis, ce ați pregătit dumneavoastră? E o casă de vacanță, dar nu unde te duci să stai 2-3 zile la sfârșit, să săptămâni, ci un sezon. Se află într-o zonă de la deal către munte, având o temperatură destul de bună pentru plantele din zona 5-6, unde ne aflăm noi în Europa ca țară. Bun, văd că aveți o suprafață de 600 de metri. Mi-a spus că e o casă mică, ocupă cam 10% din suprafață și restul e grădină? Nu. În cadrul acestei grădini am încercat să proporționăm atât pavimentul cu elementele de cascadă apă, zona plantelor, zona gazonului și chiar intrarea principală, unde normal că trebuie să intri cu mașina și este și aleea centrală. Aleile fiind de trei feluri, cele care sunt pavimentate către clădire, cele care sunt cu piatră, pietriș și unele care sunt încastrate în gazon, se putea vedea mai bine în peisaj. În fotografiile pe care mi le-ați trimis înainte de interviu, am văzut că ați făcut și niște dâmburi așa de pământ. Pentru ce? Având spațiul mai scurt de deschidere, căutăm să ridicăm un pic înălțimea terenului pentru a da amplitudine și a crea senzația că această grădină este mai mare, cu volum. Punând pe capetele acestor ridicături de teren arbori mai înalți care ajung la finalitate undeva la 10-12 metri înălțime. Eu am împărțit această grădină în 5 zone. La intrarea în curte am ales partea de stânga, normal, intrarea unei mașini, dar nu se folosește garajul pentru că nu avem garaj, nu avem nevoie de garaj acolo, nu este un stabiliment unde să locuim și atunci putem să o punem în curte. Folosind piatra de râu pentru gardul, numai gardul exterior, ca să-i dăm o entitate acestei grădini, adăugând și fierul forjat la poartă și la gard, este ceva clasic. Plante mici stânga-dreapta, flori, da, de înălțimea medie și pe urmă, puțin câte puțin, vă creșteți înălțimea plantelor și apar și copacii către laterale. Da, am încercat să aliniem câțiva trandafiri pentru a avea și un miros către zona respectivă. Avem niște buxus care este tuns globular. Am ales un pinus care este cu tulpină din trei, multitulpinar, și l-am ales aici frontal ca element de rezistență, ca să-i spunem. Nelipsitul rododendron, pentru că este casa pusă de așa natură încât avem soare și poate să crească foarte bine. Câteva plante
mai joase ca Juniperus communis, iar în partea dinspre gardul principal am ales câțiva arbori mai înalți ca să poată să se vadă și de afară din curte, respectiv un țunga și avem și un cupreso sempervires lateral. Am ales și câteva ghivece puse pe niște stative la casa respectivă. Pe care le construiți, văd. Da, sunt făcute special, iar luminile care sunt pe pereți au un coeficient de luminozitate numai local, adică un ambient plăcut. Iar în grădină am folosit elemente de luminozitate joase, până în 50 de centimetri, cu o rază de 90 de centimetri, pentru a puncta exact zona plantelor respective. Am încercat să unim cele două laturi ale curții printr-o trecere de apă, o cascadă, să-i spunem, curgătoare cu o cădere de 4-5 grade, dintr-o fântână special făcută pe partea stângă din piatră de râu, cu elemente arhitectonice, un vas l-am pus din care să poată să curgă apa. Apa este reciclată pe subteren, trece din partea lacului, din partea iazului, mini-iazului, din partea dreaptă, pe dedesubt. La iaz am încercat ca să aducem cât de mai multe plante acvatice și trecerea se face peste această apă cu un podeț din lemn masiv, de calitate și foarte bine structurat. Am mai pus câteva elemente de rocărie normal pentru o trecere de apă. Pe urmă, observăm că avem pavimentul, al treilea fel de paviment, acesta încastrat, înierbat, ca să-i spunem mai exact, de trecere către zona de citire, de relaxare în general, unde avem și băncuțe, unde putem sesiza chiar proiectul în sine din spatele grădinii. Pe partea dreaptă aveam un nuc poziționat exact pe colț și am zis dacă tot există posibilitatea de umbrire, am soluționat printr-o creștere cu câteva trepte de scale din piatră și un loc cu o bancă de piatră pe care se poate sta în zilele toride, liniștit. Dar ce ați spus aici? Văd niște plante foarte colorate. Da, pe zona respectivă am reușit performanța să îmbinăm culorile pentru trei sezoane, zic eu, că nu aveam cum să facem. Am pus și azalee, berberii, subuxus, am folosit un cotonasterist undeva mai jos, iar pe partea din spate am adus un viburnum, ținând cont care volum, se vede foarte bine. Pe urmă am adus câteva elemente piniuca, Juniperus communis este pus exact la bază și aici avem o ridicare de teren, dar nu este prea mare, în jur de 50-60 de centimetri, în care am reușit să punem cam 48 de plante pe zona respectivă, numai cu un arbust și un nuc, într-adevăr, care este elementul principal, creând și o zonă de 5-6 metri de umbră. Am în zona de recreere, cu alveolele respective pe care le-am făcut în scară, sunt și cu lumini încastrate în trepte pentru a se vedea și frumos, am pus piatră, 20-24 dimensiunea, albă, de marmură, rotunjită, se găsește și la noi, am preluat-o de la italieni, are un efect deosebit. Normal, o masă unde să putem sta. Plantele sunt cu o creștere medie. Am venit pe partea stângă către fântâna, care este unul din elementele principale, având și o curgere de apă constantă. Țin să spun că funcționează și pe timpul iernii, deci nu este nicio problemă, nu îngheață. În zona din spatele acestei fântâni am pus un abies concolor, avem și un acer, și o băncuță stil din piatră, unde putem să asistăm la aprinderea luminiților din acest brad dacă venim în sezonul rece.